Pot apărea surprize neînplăcute? Hey, eu cred că suntem o echipă mult mai bună decât Israel în momentul de față. Dar, datorită faptului că venim după o serie de eșecuri, e bine să fim circumspecți. Atmosfera din sânul echipe este ok, trebuie să trecem de Israel ca să putem să atacăm următoarele etape. Cum ți se pare venirea lui Dodo Oprea la echipa națională? Este o, este o, nou, o achiziție foarte importantă pentru anii următori? Pentru, pentru selecționerul naționalei, Dodo Oprea a fost o opțiune de foarte mult timp și la dorința lui noi am îndeplinit am făcut toate demersurile necesare pentru a avea dublă cetățenie. Apropo de doleanțele selecționerului Aihan și nu numai, apropo de doleanțele tuturor selecționerilor, cum a fost cazul suci pentru echipa națională a României, cum este cazul Dumanscăi pentru echipa națională de tineret și de senioare, sperăm, este datoria noastră a federației să facem absolut tot ce ne stă în putință pentru a pune jucătorii la dispoziția echipei naționale. Așa cum am spus-o de nenumărate ori, eu, ca președinte, nu voi interveni niciodată în procesul de selecție, fiindcă antrenorul este răspunzător întru totul de, de lot, de program, de alimentație cu stafului el trebuie să-și obțină rezultatele. Asta este filozofia mea, după care mă voi conduce în, în continuare. În cazul în care nu se îndeplinesc rezultatele, atunci se vor lua mă, măsuri, se va, se va trece la alt fel de strategie, în așa fel încât să sperăm că într-un timp cât mai scurt ne îndeplinim obiectivele. Care sunt uh, obiectivele imediate în <coughs> și echipe naționale masculine? După să zicem eșecul cu în Păi în momentul de față trebuie să trecem de dubla cu Israelul. Asta e un lucru evident. După vreau să propun Comisiei Tehnico-Metodice și vreau să propun întregului handbal masculin un proiect prin care să ne calificăm la Olimpiada din 2020. Avem un întreg ciclu uh, olimpic la dispoziție și eu cred cu tărie că handbalul masculin românesc are puterea să facă, să facă această performanță dovadă că avem în jur de 8 jucători uh, români care joacă în campionate în primele campionate din lume și joacă cu, cu reprezintă cu cinste România, iar uh, campionatul românesc are destui jucători uh, de, de foarte ma mare valoare, din care mulți tineri uh, sunt titulari și au făcut dovada valorii în meciurile internaționale, cum sunt cei din generația care au fost la Rio anul trecut, cât și în, în cupele europene, jucători de la Dinamo și jucători de la CSM. Crezi că e nevoie de o schimbare de generație în handbalul masculin? În locul actual sunt mulți jucători de 34-35 de ani... Uh, dacă facem, dacă facem o retrospectivă, o să observăm că uh, s-a tot vorbit despre reîntinerirea echipei naționale masculine, despre uh, sângele proaspăt care o să vină, IACATA sunt, anul ăsta, 20 de ani de la ultima participare la un campionat european. Între timp a mai fost la două campionate mondiale de olimpiadă, nici nu se mai pune vorba din 92'. Cred că selecția la echipa națională nu trebuie să țină cont de vârstă, dar trebuie să țină cont de performanțe în viitor. Clar, la echipa națională trebuie să joace cei mai buni jucători prin prisma selecționerului, dar trebuie să pregătim și tineri pentru generația ce va să vină.